prefectul județului Suceava, Mirela Adomnică, i-a anunțat că Șcheia a fost declarată zonă specială de siguranță publică și că timp de 30 de zile în comună se vor lua măsuri speciale de reducere a infracționalității. Așadar, în perioada 28 august-2 septembrie, au fost organizate acțiuni zilnice la care au participat în medie 28 de polițiști. De asemenea, în această primă săptămână, a fost organizată și o razie, dar și o acțiune punctuală pentru prevenirea și combaterea cerșetoriei, știut fiind faptul că mulți dintre minorii de pe raza comunei apelează la mila cetățenilor în zonele periferice ale comunei, dar și în zona centrelor comerciale din proximitate. Astfel au fost legitimate peste 300 de persoane și au fost controlate peste 200 de vehicule. Au fost efectuate 8 intervenții la diverse evenimente semnalate și au fost întocmite 4 dosare penale. Au fost suspendate 2 permise de conducere și retrase 10 certificate de înmatriculare și 3 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Au fost aplicate 137 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei pentru acte de tulburare a liniștii și ordinii publice, dar și la regimul rutier. După implementarea măsurilor speciale, care sunt o premieră la nivelul județului Suceava, au apărut și primele rezultate. Urmarea prezenței sporite în teren în perioada 28 august-2 septembrie, la Șcheia nu a fost sesizată nicio infracțiune stradală, niciun furt sau o faptă de violență. Polițiștii dau asigurări că aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.